Bine v-am găsit! Astăzi ne vom bucura de o vreme frumoasă și ușor mai caldă. Soarele va străluci din plin în regiunile vestice, nordvestice și parțial în centru, în rest cerul va fi variabil. Așadar, trecător, se vor mai aduna câțiva nori din loc în loc. Vântul va sufla slab și moderat, dar temporar va deveni mai activ în jumătatea de est a Munteniei, local în Dobrogea și Moldova, cu viteze în general de 45-55 de km pe oră, precum și în zona montană înaltă, cu rafale mai mari noaptea, de peste 70-80 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 6 și 14 grade. La munte, vremea va fi frumoasă, dar încă rece dimineața și noaptea. Cerul se va menține senin în Carpații Occidentali, în timp ce în restul masivelor va fi variabil, cu norări temporare după amiaza și noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat pe parcursul zilei, însă noaptea se va intensifica în zona înaltă a Carpaților meridional și de curbură, cu rafale de peste 70 de km pe oră. Temperaturile vor crește considerabil, astfel că în Ceahlău vor fi minus 3 grade, în Păltiniș și în Semenic 0 grade, în Poiana Brașov 4, în Predeal 3 grade, în Sinaia 1 grad, iar la Sâna de Vale va fi cel mai cald și se vor înregistra 5 grade. În capitala astăzi, vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi ușor, pentru că temperatura maximă va urca până la 11 grade în orele amiezii. Pe parcursul zilei ne vom bucura de o atmosferă însorită, chiar dacă din când în când își vor mai face apariția și câțiva nori. Însă vântul va fi destul de activ, cu viteze la rafală de până la 30-35 de km pe oră. Acestea au fost informațiile despre vreme. Sunt Florina Constantinescu și vă mulțumesc pentru atenție. O zi minunată să aveți!